Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Rocket League, guys, continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu câteva meciuri noi, astăzi vom juca solo, dar asta nu e o problemă pentru că ne vom descurca noi, ne vom duce pe niște 1v1, poate vom juca și niște moduri de alea de joc cu super puteri, o să vedem, o să facem niște chestii distractive. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă mai vreți, bineînțeles, episoade cu Rocket League. Și după cum vedeți avem aici o mașină nouă, hai să vedem, hai să o customizăm puțin, arată destul de interesant. Mă gândesc că ceva de genul ăsta. Uite, cred că asta o să fac să fie, zici că e radioactivă sau ceva. Uite așa. Antena îmi place cum arată. Poate niște roz mai agresive. Uite, astea poate ceva de genul ăsta. Îmi poate să sufle cu... Oh my god, suflă cu șuruburi. Așa, foarte tare. Bine, poți să-i pui și pălăriuțe de astea dacă vrei. Dar nu știu care s-ar potrivi mai bine. Cred că o să o las fără pălăriuță. Așa, uite, putem să-i punem ăsta de Hot Wheels sau îl punem pe Morty, uite așa. Classic Trail, Engine Sound, poți să-i schimbi cum să se audă. Și explozia, bă, hai să punem un standard purple, uite așa, arată destul de bine. Și lăsăm rankul de veteran. Bun, o să-i dăm aici pe Play Online, Find Match și vom juca un 1v1 aș vrea. Un 1v1 la început și după aia vom juca, cred că o să aleg un 3v3 Rumble sau vedem, în funcție de ce oameni avem disponibili. 1v1 duel, find match. Băieții n-au fost disponibili, i-am întrebat dacă au timp să joace și au zis că nu au timp acum când mă joc eu, așa că de asta facem episodul ăsta solo. Dar v-am zis, cu seria asta vor fi și episoade cu ei, vor fi și episoade solo. Știi, asta e, până la urmă, în funcție de cum are fiecare timp. Nu poți să îi obligi, de exemplu, dacă nu au timp acum să joace. Bă, dar arată foarte, foarte agresiv mașința asta. Zici că... Și din spate... Mamă, cum se aude? Zici că și-a zborul. Îl auziți? Zici că e o Hydra sau ceva. Mamă, frate, ce mișto arată. Ok, hai să vedem. Dacă reușim noi să-l facem pe băiețașul ăsta... Mamă, dar deci îmi place prea mult cum arată mașina asta. Îmi place mult, mult, prea mult. Opa, hai că a scos-o băiețașul. Ai prietene, ai prietene. Nu fi de starou, nu fi de starou. Opa. Hai cu ea în poartă, nu cred cum mi-a scos-o, frate, chiar în halul ăsta. Dar v-am zis, cu seria asta pot să văd în funcție de susținerea voastră, dar am văzut că a fost destul de susținută seria, cel puțin până acum. S-au strâns multe like-uri și mulțumesc din suflet pentru toate like-urile, bineînțeles. Ăsta vrea să vadă replay-ul. O să lăsăm să vadă replay-ul. Bă, nu știu ce rank e el. Și ascunde rank-ul, n-ai cum să-ți dai seama. Există și varianta asta, știi, să-ți ascunzi rank-ul dacă, să zicem că nu vrei să vezi sau să vadă ceilalți ce rank ești. Nu știu exact de ce ai vrea asta, poate să nu-și dea seama dacă ești mai începător sau poate să nu-și dea seama dacă ești foarte profesionist. Și sunt mai multe variante. Opa, dai viteză, dai viteză și hai, hai. Am sărit înainte, nu cred așa ceva, hai cu spatele. Și golul cu spatele, frate, ce mai vrei mai mult de atât? Bă, nu știu dacă o să dea asta rage quit sau nu, habar n-am, dar momentan este 2-0, adică ne descurcăm de minune. O să văd, nu-mi face vreo șmecherie, nu-mi face nicio șmecherie. O să vedem. Se aude ca un fel de motor de hidră, ceva de genul ăsta. Aha. Hai. Wow, frate, eram așa de aproape la faza asta. Când mă duc, mamă, și când își ia viteza aia, rupe bariera sunetului. Stai că vine băiețașul cu putere. Să stăm poartă să vedem ce are de gând. Prietene, ce înseamnă asta? Ce ai încercat? Oh, shit, nu-i bine. Nu-i bine deloc. Și am apărat-o, mamă! Cum a fost asta? A fost foarte aproape tipul să dea gol, dar nu o să lăsăm sub nicio formă și... Hai cu golul, hai cu golul, hai cu golul. No, nu mi-o scoate din față. E, că nu, că te accidentez eu acum. Așa. Asta e, rip, ce să-i faci? Și am Dita mai șutut spre poartă. Ăla-i. Nu a apărat-o, nu cred. Bun, trebuie să ne grăbim, trebuie să ne grăbim. Băgăm viteză. Hai, prietene, hai să te văd. Hai să te văd. Ce a fost asta? Ce a însemnat asta? Opa, l-am lăsat să văd unde se duce, unde avansează, știi? Hop. Și acum așteptăm să vedem. Ah, că se duce mingea. Bum, iarăși golul cu spatele. Ce ai făcut, mă, prietene? 3-0. N-are șanse împotriva noastră, ne descurcăm mult, mult prea bine. După asta aș vrea să joc un Rumble, jocul ăla cu puteri, știi, modul ăla de joc în care îți dă super puteri și poți să înghiți mingea, poți să bagi niște țepi în ea, poți să-i dai cu șutul, sunt o grămadă de chestii mișto. Chiar n-am mai jucat de mult modul ăla de joc
Și na, că băieții joacă în mare parte doar competitiv, știi, și na, ăla am impresia că nu e disponibil pe competitiv sau nu știu eu, nu prea mă pricep atât de bine dacă e sau nu. Hai că zice gol. Nu cred, frate, de unde am dat golul ăsta, voi ați văzut? Deci de unde tocmai am dat golul? Ia fiți atenți. Din terenul meu, de pe perete și s-a dus gol. Bine, am avut și baftă, ce-i drept, am avut și baftă la el, nu zic nu, dar a fost ok, chiar mi-a plăcut cum a decurs. Opa, stai cu minte, prieten, stai cu minte. Opa, ieși afară din teren, minge, ieși afară din teren. Oh, oh, frumos, frumos. Și hai cu golul. No, 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 no. N-o trimis tu înapoi la mine. N-o trimis tu înapoi la mine. Haide, nu cred cum am ratat-o. Vai de capul meu și mi-a dat-o mine și am aruncat-o în terenul meu. Hai, înapoi la el, înapoi la el în teren. Și... nu cred cum am ratat. Nu, și nu-mi zic acum dă-mi dă gol. Nu, nu-mi dă. Nu-mi dă, dar trebuie să am grijă cu greșelile astea pentru că o greșeală de asta poate fi fatală, știi? Nu, no, se duce câș, se duce câș. Nu-i bai, avem 4-0, adică nu fac probleme că mă va egala. Cel puțin, mai are un minut 41. Dar e departe, e departe de a mă egala. Și de asta nici nu fac probleme. Dar nu trebuie să te lași sau să te cuși niciodată pe ureche. Pentru că mereu se pot întâmpla chestii. Dar asta mi-a poziționat mie mingea la perfecție și eu tot nu dau gol. Nu știu, am ghinion la dat gol în ultima parte a meciului. Bă, prietene, lasă mingea asta la tine în teren. Așa. Hai să vedem ce se întâmplă. Mai e un minut la dispoziție. Tipul ăsta nu prea se descurcă el atât de bine. Bă, știi care-i faza? Rocket League-ul trebuie să te pună împotriva jucătorilor de același rank, în principiu. Acum, nu știu tipul ăsta ce fel de rank o avea. Că el și l-a ascuns, deci nu-mi dau seama dacă e de același nivel ca mine sau nu. Nu pare a fi. Sincer, nu pare a fi. Ia uite, 5-0, mai sunt 52 de secunde. Nu mai are șanse. Bine, el acum poate să dea forfeit, știi, poate să dea... sau să iasă din meci. Și asta să... bun, cred. Wow, ok, nu mă așteptam la asta. Bravo, tipule, hai că a dat și el golul de onoare. Nu mă așteptam, mi-a dat-o... deci mi-a șutat-o peste mine. Peste mine. Pur și simplu n-am mai avut ce să mai comentez la ea. Hai, dacă îmi dă 5 de astea până la sfârșitul meciului, m-a bătut. Ia să nu. Hai să nu. Hai să nu. Totuși. Tot sunt foarte mirat de cum se aude motorul la mașina asta. Se aude exact ca un motor de la de hidră. Hai, hai, hai cu golul, hai cu golul. Nu, 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 nu. Mamă, frate, cum sărim amândoi pe lângă ea. Pa, pa. Hai, hai, hai. Hai, hai. Frumos! Ce ai făcut, prietene? 6-1? 6-1? Doamne! Bă, nu cred că o să-i mai dau gol. Cred că o să lăsăm astea 26 de secunde pentru că vom sta aici până mâine dacă nu ai ce să-i faci tipul ăsta. Nu-mi zic că se duce gol acum la el, că... m-am împins el, că... bă, nu cred, frate, 7-1! Ce se întâmplă? Nici măcar nu știu cum s-a dus asta în gol. Deci habar nu am cum s-a dus asta în gol. Ia uitați-vă. Din noroc sau ceva, 7-1. Și mai sunt 18 secunde. Să ai noroc de ăsta, e noroc de la nebun. Dă-te la o parte, dă-te la o parte, că aici trebuie să avem noi trebușoară. Noi mai dau încă un gol, dar aș putea dacă m-aș chini, dar nu are rost. Hai să scoatem și din fața porții noastre și am câștigat acest match. Nu a fost un match foarte greu. Hai să vedem dacă ne dă și nouă ceva, vreo antenă, ceva oare? Vreo chestie, vreun item? Headlander's Starcophagus. Nu știu la ce este equip. Habar n-am, e un fel de rachetă ceva. Hai să dăm exit to main menu. Și să ne alegem noi un Rumble. Play online, find match, deselectăm duelul. Și dăm un 3v3 Rumble. Jucăm de la bun început, bun. Poate m-a nimerit-o înaintea mea. A avut mai multă viteză decât mine, ce-i drept. Bine, ideea e aceea, știi, să nu-i lași să dea goluri, să dai tu goluri like la poarta lor. Dar e o variabilă și asta e, bineînțeles, sunt puterile astea pe care ți le prinzi. Opa, bicycle hit și am țepi. Oh, ia uite, m-am luat-o cu chestia aia. Wow, dacă aș prinde-o cu țepii. Oh, aș fi vrut să dau gol cu ea așa. Mamă, frate, ce nebunie. Bine, deci noi suntem cu portocaliu.
Opa, dai și tu. Hai, du-te cu mingea încolo. L-am făcut pe ăla să accelereze fără să vrea. Oh, nu, se duce la noi la poartă. Oh, 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 oh. Mamă. Ia, nu cred cum am scos-o. Asta chiar că e what a save. Nu, m-a făcut să înaintez fără să vreau. Uite acum îmi bag viteză fără să vreau. No, n-am mai avut ce să fac. Mi-a băgat viteza aia maximă fără să pot să mai mă mișc. Gen, eu nu puteam să pun frână la faza asta, înțelegeți? Și-a dat cu pumnul în ea. Bun, frate, lasă că ne revanșăm noi. Nu-i problema, asta e doar primul gol pe care l-ați dat voi. Stați voi calmi. Stați voi calmi că pornim și noi în forță. Bum, hai, direct la ei în poartă. Ar fi ceva. Și vedeți că acolo e un fel de timer și îți dă câte secunde mai până la următoarea putere. Nu știu ăștia la mine din echipă dacă fac ceva. Aș spera să facă. Wow, ce? Ce? Ce fac ăștia, mă? Hopa. Hai, hai, hai. Nu, dai, 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 bravo! Uite, mă, frate, că așa se egalează. Ați văzut? Nu știu, mie îmi dăduse un fel de pumn. Vezi că aveam un fel de putere când mă atingeam, cred că îi dădeam un șut mai tare. Dar nu știu ce au făcut, s-au prins într-un lanț toți și din cauza asta am reușit să egalăm, să dăm gol. Habar n-am. Orice fi o fi, știi? Adică până la urmă e și vorba de distracție, și ne distrăm. Aiurea că ăla care în fața mea nu s-a dus spre minge, deși asta e jobul lui. Nu era jobul meu, că era mai în spate, dar... Opa. Haide, haide, haide. Ok, l-am teleportat pe ăla să nu dea, să nu șuteze. Oh-oh. Oh-oh. Șutează de aici. Scoate-o din poartă. Hai. Scoate-o, 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 scoate-o. Hai, hai că se duce frumos, se duce frumos. N-am viteză, n-am... Oh, leu, m-a tras cu o tornadă. Mamă, frate, are tornadă ăla. Ce? Nici n-am văzut până acum așa ceva. Bine că mă împingi, prietene. Bine că mă împingi. Dacă i-am dat un șut lui ăla, măcar. Hai, du-te la ei spre poarta lor. Aoleu, ăsta are țepi, se duce direct în poartă cu ea. Hai, 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 hai. Wow, ce intens e meciul ăsta. Ce intens e meciul ăsta. Nu știu, l-a ajutat-o spre poarta lor. Surprinzător. Am un pumn. Oh, oh, mi-a băgat viteză de aia și nu pot să mă opresc. Oh, oh. Nu, wow, wow, wow. Scoate-o, scoate-o, scoate-o din tornadă. Mama, nu pot să mă mișc din tornada vieții. Scoate-o, scoate-o. Ești cu ea de acolo, nu? Hai, hai că am scos-o. Wow, wow, frate, ce e agresiv. Ok, hai, du-te în poartă. No. Ce frumos ar fi dus. Am teleportat pe ăla. Vai de capul meu. Cu puterile voastre magice. Hai că am tornadă. Aha, hai, direct în poartă, hai. Hai, 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 hai. Mamă, intens, e intens. Și în general meciul ăsta a fost un meci intens, dar n-ai ce să-i faci, frate, până la urmă. Asta e. Trebuie să o scoateți de acolo, băieți. Scoateți-i din poartă. Hai, hai, scoate. Mamă, mi-a dat un picior. Hai, 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 hai. Eu singurul din poartă. Mi-am activat țepii. În caz că reușesc să o prind. Hai, fugi cu ea. Ai, ai, frate, cum am dat golul ăsta, ai nebunit. Am luat, de cineva a pus freeze pe ea. Am intrat cu țepii, am luat-o. Și m-am dus, m-am și învârtit cu ea și bum, arunc-o. Super tare shot-ul. Bine, chiar dacă vom pierde, chiar dacă vom câștiga, nu contează. Meciul ăsta a fost super genial, frate, și îl voi lăsa în episod. Adică chiar îl voi lăsa. Uite, vezi, la faza asta un pic mai aveau și le dau gol. Aia era fazele astea. Dar nu ai ce să le faci. Nu ai ce să le faci. Shoot.
Haide. N-am boost. N-am boost deloc, nu. Uite că direct spre poarta noastră. Opriți-o unul dintre... Așa, a luat-o ăla cu țepii. Hai, hai. Nu, 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 dați gol. Mă băieți, mă, nu. Cât de aproape a fost, frate. Na, am făcut tot ce am putut, băieți. Am făcut tot ce am putut. N-am mai avut ce să fac, din păcate. Ăștia azi doi în poartă și niciunul nu sare la ea. Ce să-i faci, asta e? Se mai întâmplă și de asta. Bine, dacă jucam cu băieții, sigur a fost mai mișto, dar asta e. Opa. Încercăm să vedem dacă reușim să mai recuperăm. Haide, shoot. E și în funcție de ce puteri îți dă, știi? Pentru că, uite, de exemplu, acum... Fai de capul meu, ce periculos a fost asta. Hai, du-te, te duci bine, te duci bine. Oh, a înghețat-o în aer. Vreau să mă duc să zbor. No, ce trebuie să faci cu chestia aia de desfundat WC-ul? S-o tragi, mă gândesc. Wow! Ok, prietene. Ok. Scoată din teren. Wow, se duce la cuțepii. No, n-am mai avut ce să-i fac. GG. GG, n-am mai avut ce să-i fac. Dar a fost un match foarte, foarte șmecher. Păcat că, na, ați văzut și voi. Dar, bă, am încercat. Am dat tot ce a fost mai bun și am încercat. Winner-ul a fost Blue. Hai să vedem dacă primim... Nu știu dacă primim noi ceva, dacă ei au câștigat. Habar n-am. Ba da, am primit. Uite, packs. Super tare. Uite, o să-i dau equip. Bun. Asta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Rocket League, nu uitați să apăsați butonul de like. O să încerc să vedem, nu știu dacă o să apuc să-i prind și pe băieți data viitoare. Dacă nu, vom mai face episoade solo. Când o să fie și ei disponibili, o să jucăm și cu ei. Și noi ne auzim data viitoare. Nu uitați să lăsați acolo un like. Pa, pa!